În această secvență ne vom ocupa de ecuații de gradul întâi cu două necunoscute. Care este forma unor asemenea ecuații? Avem această formă A ori X adunat cu B ori Y adunat cu C egal 0, unde A, B și C sunt toate numere reale, iar X și Y parcurg și ele mulțimea numerelor reale. Ce avem aici? Este o ecuație de gradul întâi cu două necunoscute? Păi e clar că are două necunoscute, necunoscutele sunt x și y. De ce se numește ecuație de gradul întâi? Pentru că necunoscutele, cea mai, cel mai mare exponent la care se află necunoscutele este 1. Avem aici x la întâia și y la întâia. Și avem acest exemplu. 2x adunat cu 3y minus 7 egal 0, unde x și y sunt numere reale. Care este mulțimea soluțiilor acestei ecuații? Sau să întreb altfel, câte soluții credeți că avem? Păi avem o infinitate de soluții, pentru că ori de câte ori îi dăm o valoare lui x, vom obține o valoare pentru y. Și ca să fie mai clar acest lucru, iată, putem să-l exprimăm pe y în funcție de x. Mai întâi, haide să separăm pe 3 ori y de restul termenilor și avem aici 3 y cu cât este egal. Păi trecem pe 7 peste egal cu semn schimbat, deci ne dă pe minus 7, pardon, și ne dă 7. Aici avem 2x, peste egal vom avea minus 2x. Și acum, ca să-l obținem pe y, împărțim la 3 această relație și vom avea că y se scrie 7 supra 3 minus 2 supra 3 înmulțit cu x. Deci, l-am exprimat pe y în funcție de x. Și acum e clar că ori de câte ori dăm o valoare reală lui x, vom obține o valoare reală pentru y. Și acum cum x ia o infinitate de valori, înseamnă că și y ia tot o infinitate de valori, deci avem o infinitate de soluții. Și chiar haide să facem un tabel de valori ca la funcții, să găsim câteva din soluțiile acestei ecuații. Trecem aici x și aici y și să-i dăm lui X câteva valori, de exemplu să-i dăm valoarea minus 1. Cât este atunci Y? Păi dacă X este egal cu minus 1, atunci Y cu cât va fi egal? Înlocuim aici, în loc de X trecem minus 1 și avem 7 supra 3, da, primul termen, minus 2 supra 3 înmulțit cu x care este minus 1. Și cât vom avea? Păi minus ori minus ne dă plus, deci aici vom avea plus 2 supra 3, deci obținem 7 adunat cu 2, totul supra 3. Cu alte cuvinte, 9 împărțit la 3, adică 3. Și trecem aici 3. Să dăm o altă valoare lui x, de exemplu 2. Dacă x este egal cu 2, atunci y va fi egal cu, avem aici în loc de x trecem 2. Deci avem 7, pardon, 7 supra 3, din care scădem 2 supra 3 înmulțit cu 2. Și vom avea linie de fracție. Aici avem 2 ori 2, 4, deci vom obține 4 supra 3 și aici 7 pe 3. Deci 7 minus 4 totul supra 3 ne dă 3 supra 3, 1. Trecem aici 1. Și să mai luăm încă o valoare pentru x, să considerăm că x este egal cu, haideți să trecem mai întâi aici, 1 supra 2. 1 supra 2. Dacă x ne dă 1 pe 2, dacă x este, pardon, 1 pe 2, atunci y va fi egal cu 7 supra 3 minus 2 supra 3 Înmulțit cu x care e 1 pe 2. Și observăm că aici putem să simplificăm pe 2 și 2. Prin 2 ne dă 1 și 1. Cu alte cuvinte, ne dă 1 pe 3. 7 minus 1, totul supra 3, să notăm aici. 7 minus 1, totul supra 3, înseamnă 6 supra 3, adică 2. Și avem aici 2. Acum, nu putem scrie toate soluțiile pentru că avem o infinitate de soluții. De aceea, cel mai bine este să reprezentăm grafic soluțiile unei asemenea ecuații. Și vom începe prin a reprezenta aceste trei puncte pe care le-am obținut. Și să trecem coordonatele obținute. Avem minus 1 și 3. Notăm aici minus 1 și 3. Următoarele coordonate sunt 2 și 1. Și apoi avem 1 supra 2 și 2 și le reprezentăm într-un sistem de coordonate. Trecem aici minus 1 și 3. Deci minus 1 și acum haideți să-l trecem pe 3. Avem aici 1, 2 și 3. Punctul de coordonate minus 1 și 3 este acesta. Apoi punctul de coordonate 2 și 1. Aici este 1, aici este 2, aici îl avem pe 1. Găsim punctul. Și ultimul punct, 1 pe 2 și 2. Aici îl avem pe 1, deci aici este 1, supra 2, adică 0,5, aici este 2. Și iată aceste trei puncte. Cum sunt aceste trei puncte? Păi ele sunt puncte coliniare, chiar putem să trasăm dreapta determinată de ele. Acum, orice altă soluție am găsit pentru această ecuație, adică o pereche de numere, cum am notat aici, atunci punctul care va avea coordonatele respective se va situa pe această dreaptă. Și putem să luăm încă un exemplu ca să ne convingem. Dacă îi dăm lui uh, x valoarea 3, păi haide să trecem aici, îi dăm lui x valoarea 3. Chiar haide să prelungesc și această dreaptă. Deci, i-am dat lui x valoarea 3, cât este acum y. Mutăm ce avem și îi dăm, cum am spus, lui x valoarea 3 ce rezultă? Că Y va fi 7 supra 3 minus 2 supra 3 înmulțit cu 3, da? Și vom avea aici 6 pe 3, deci avem 7 minus 1, pardon, 7 minus 6, totul supra 3 și rezultatul este 1 supra 3. E punctul de coordonate 3 și 1 pe 3, pe care iată l trec aici, pentru că este soluție a acestei ecuații, 3 și 1 supra 3. Se află pe această dreaptă? Haideți să-l trecem. Deci, dacă avem abscisa a 3, aici este 3, și ordonata 1 supra 3. 1 supra 3, cam pe aici, 1 pe 3. Și trasăm, găsim acest punct. Păi iată că acest punct de coordonate 3 și 1 pe 3, care verifică ecuația noastră, se află chiar pe această dreaptă. Deci mulțimea soluțiilor ecuației 2x plus 3y minus 7 egal 0 se reprezintă printr-o dreaptă. Evident că aici nu am, dat, nu am demonstrat riguros, ci am dat o explicație mai mult intuitivă ca să înțelegeți că de fapt mulțimea soluțiilor unei asemenea ecuații este o dreaptă. De aceea, dreapta obținută, deci această dreaptă, se numește dreapta de ecuație 2x plus 3y minus 7 egal 0. Și chiar putem să notăm aici 2x plus 3y minus 7 egal 0. Putem să scriem pe această dreaptă și ecuația ei. Cu alte cuvinte, când ni se dă o ecuație de gradul 1 cu două necunoscute, deci o ecuație de această formă, a ori x plus b ori y plus c egal 0. Mulțimea soluțiilor unei asemenea ecuații se reprezintă printr-o dreaptă, iar acea dreaptă se numește dreapta de ecuație a x plus b y plus c egal cu 0. Să reprezentăm acum geometric mulțimea soluțiilor acestei ecuații, 2x minus y plus 5 egal 0. Ca să ne fie mai simplu, haideți să le exprimăm pe y în funcție de x. Sigur, putem să facem și invers, să l exprimăm pe x în funcție de y, oricare variantă este corectă. Dar, dacă îl scriem pe y în funcție de x, atunci, de fapt, să -l trecem pe y peste egal cu semn schimbat și vom avea că y este 2 ori x adunat cu 5. Și acum, haideți să facem tabelul de valori de câte valori avem nevoie de vreme ce știm deja că mulțimea soluțiilor acestei ecuații este reprezentată printr-o dreaptă. Păi, o dreaptă determinată de două puncte înseamnă că avem nevoie de două valori. Asta înseamnă că îi dăm lui x două valori. Și să luăm, de exemplu, numerele 0 și minus 1. Putem să trecem ce valori dorim, pentru că x și y sunt numere reale, parcurg mulțimea numelor reale. Dacă x este 0, atunci y cu cât este egal? Avem 2 ori 0 adunat cu 5 ne dă 5. Deci trecem aici 5. Dacă x este minus 1, atunci y va fi egal cu 2 ori minus 1 adunat cu 5. Asta înseamnă 3. Deci avem punctele de coordonate 0 și 5. Și al doilea punct de coordonate minus 1 și 3. Și haideți să le trecem aici, 0 și 5, trecem 5 pe axa OY, 1, 2, 3, 4 și aici îl avem pe 5. Acesta este punctul de coordonate 0 și 5. Minus 1 și 3, aici este minus 1. Aici avem 1, 2, 3. Și, iată, avem acest punct. Dreapta care e determinată de aceste două puncte, haideți să o trasăm. Iată, aceasta este dreapta. Chiar o să o prelungesc ca să avem unde să scriem. Aceasta este dreapta de ecuație. Să notăm 2x. 2x minus y plus 5 egal 0. În ultima problemă vrem să arătăm că dreptele care au aceste ecuații sunt concurente în punctul de coordonate 2 și 0. Deci ni se dau două drepte, haideți să le notăm de indice 1. Trecem mai întâi numele dreptei urmat de două puncte și apoi scriem ecuația minus 2x minus y plus 4 egal 0 și dreapta de indice 2 cu ecuația x plus y minus 2 egal 0. Vrem să arătăm că aceste două drepte sunt concurente în punctul de coordonate 2 și 0. Ce înseamnă drepte concurente? Păi două sau mai multe drepte sunt concurente dacă ele au un singur punct în comun. De exemplu, aceste două drepte, iată, sunt concurente, singurul lor punct comun este acesta. Ca să arătăm că D1 și D2 sunt concurente în punctul de acest, care are aceste coordonate, ce avem de făcut? Păi, în primul rând, trebuie să arătăm că acest punct se află pe ambele drepte. Deci, arătăm că punctul de coordonate 2 și 0 aparține dreptei D1, dar el aparține și dreptei de 2. Această condiție este suficientă pentru a arăta că dreptele sunt concurente? Nu, pentru că e posibil ca cele două drepte să fie și suprapuse. Aici arătăm doar că un punct este comun celor două drepte, dar putem avea și situația în care dreptele au o infinitate de puncte în comun, de cele sunt suprapuse. Ca să evităm acest lucru, arătăm că dreptele de indice 1 și de indice 2 sunt Drepte distincte. Deci, două drepte distincte cu un punct în comun înseamnă că avem drepte concurente. Cum arătăm că punctul de coordonate 2 și 0 aparține dreptei de 1? Păi, acest lucru se întâmplă dacă și numai dacă, înlocuindu-l pe x cu 2 și pe y cu 0, vom obține o relație adevărată. Deci, minus 2 înmulțit cu x e 2 minus y cu e 0. Plus 4 egal 0. Este această relație adevărată? Păi calculăm. Avem aici minus 4, minus 0, deci minus 4 cu 4, 0. 0 egal cu 0 adevărat. Deci această relație e îndeplinită. Același lucru îl facem și aici. Echivalent cu dacă x este 2 și y este 0, minus 2 egal 0. Avem relația adevărată? Sigur, avem tot 0 egal cu 0. Deci am arătat că acest punct cu aceste coordonate se află și pe dreapta de 1 și pe dreapta de 2. Cum arătăm că cele două drepte sunt diferite? Păi putem să găsim un punct care aparține dreptei de 1 și nu aparține dreptei de 2, sau invers. Haideți să ne uităm mai întâi la dreapta de 2. E mai ușor să găsim un punct care e pe această dreaptă, avem coeficienți mai mici. Iată, dacă îi dăm lui X valoarea 1 și lui Y tot valoarea 1, vom obține o relație adevărată. Deci, punctul de coordonate 1 și 1 aparține dreptei de 2 pentru că să înlocuim pe X și pe Y cu 1. Avem 1 plus 1 minus 2 ne dă 0. Da? Avem o relație adevărată, deci e echivalent cu 0 egal cu 0 adevărat. Acest punct de coordonate 1 și 1 aparține oare și dreptei de indice 1? Păi haideți să verificăm. Îi dăm lui x valoarea 1, iar lui y tot valoarea 1. Și avem minus 2 înmulțit cu 1, minus 1 plus 4 egal 0. E echivalent cu, aici obținem așa, minus 3 cu 4 ne dă 1. Echivalent cu 1 egal cu 0. Cum e această relație? Falsă. Deci, acest punct de coordonate minus de coordonate, pardon, 1 și 1 nu aparține dreptei de 1 pentru că, iată, avem această relație. Deci, am arătat că dreptele sunt distincte. Ele au ca punct comun punctul de coordonate 2 și 0 și acest punct este unic. Deci vorbim de drepte concurente.